mulțumim tare, tare mult și dacă tot vine, că mă rog, a venit primăvara, vom cânta o tonă lipsă, un cântec de toamnă. Așa, și sigur că toate ne bucurăm tare mult că sunteți aici în această seară. Prieteni și oameni care iubesc jazzul, swing-ul și bossa nova. Vor fi multe swing-uri și multe bossa nova în această seară. Deocamdată, o tonă lipsă.
ceva, probabil că o veți recunoaște. O cântăm cu mare plăcere și vă o dedicăm cu drag în această seară.
Și acum ridicăm următoarea piesă, Duke Ellington, domnului Rusan, un celebru colecționar de vinil, discuri, 10.000, la un moment dat, 10.000 de discuri, colecția a cedat-o fiului, dar din câte povestea în această seară, este un mare colecționar de cărți poștale, vechi în special, 1500. Aplauze pentru domnul Rusan. Dacă o să discutăm despre fiecare din această seară, pentru că sunt despre din noștri, chiar în adevăratul sens. Deci piesa următoare, Satin Dol, Duke Ellington, pentru domnul, sau mă rog, familia Rusan. Thank you.
pentru doamna Păsat. Mă vom produce o surpriză mare pentru mine, pentru că a venit aici. Mulțumesc! Înseamnă mare apreciere, înțeleg eu. Și doamna Bălterețu, la fel, o colaboratoare cu care am petrecut vreo 15 ani din viață. Mulțumesc și doamne! Următoarea piesă, Make the Night, o piesă mișcată, dinamică. Thank you.
Și acum pentru domnul prefect, care este și un foarte bun pianist, să-l aplaudăm pentru această calitate. Așa, următoarea piesă, Rambling Rose, o piesă la care Mickey va cânta cu un instrument foarte interesant, pe care sigur îl veți recunoaște. Adică un simplu nai, dar va suna foarte interesant într-o formulă de jazz. Rambling Rose. Thank you.
pentru colegul nostru Michi și acum pentru masa, pentru domnii profesori de arte plastică, artiști vizuali, pictori, fotografi și mai nou am aflat și cântăreți. Domnul Andrei, da? La fel de aplauze pentru domnul Roibu și pentru domnul Andrei și pentru soțiile dânsilor. Mulțumesc că sunteți în această seară aici. Pentru dumneavoastră următoarea piesă, What a Wonderful World, adică se potrivește, nu? Cu fata din Ipanema, Bossa Nova celebră, sigur aveți de cunoaște, pentru ceilalți prieteni treci din sală, nu știu cine sunteți, dar ne bucurăm că ați venit, mulțumim tare mult, e ok? Deci vă dedicăm piesa aceasta, Bossa Nova.
A, știți că, adică ați auzit mai mult ca sigur că un fel de fake, așa se zice, un fake news, adică o știre falsă, cum s-au descoperit 7 planete. Da, noi o să cântăm pentru lună, Fly Me to the Moon, mai aproape de noi și mai palpabil, cred că cele 7. Thank you.
gitarist, domnul Zuli Turi. După 10 ani petrecuți în Canada, iată un tânăr care s-a întors în România. A fost un exemplu. Care și lucrează în România pentru o firmă foarte românească. Foarte fain. Ok, și acum finalul primei părți, un blues, dacă simțiți nevoia să bateți din palme, să așa, aveți un swing împreună cu noi, sunteți invitați noștri. Thank you.